trebuie să dau în cuvințare unei asemenea atitudini. De aceea m-aș voi referi foarte scurt la acest eveniment, urmând apoi să-mi intru în ale mele, așteptând ca dumneavoastră să-mi ridicați probleme și eu să le notez. Pentru că eu nu sunt căutător de greșeli, ci căutător de soluții în țară. O fac, am făcut, o fac și o voi face atâta timp cât voi trăi. Indiferent de misiune, indiferent de loc, indiferent de pantă, indiferent de vreme, indiferent de vremuri. Primul rând, îngăduiți-mi, stimați colegi, prieteni, oameni ai legii, care ați hotărât într-o ședință de Consiliu să dați prin acest frumos și bine construit, dar puternic sădit în conștiința comunei, un salut de respect a unui om care de-a lungul vremii a străbătut câmpurile țării, căutându-și locul în care efortul lui, decizia lui, să fie în folosul oștii. Am făcut fără a mă gândi că voi fi vreodată răsplătit în acest fel. Am făcut pentru că așa mi-a dictat conștiința profesională, am făcut pentru că așa mi-a dictat conștiința administrativă, am făcut așa pentru că am această misiune. Misiune de a cârmui cât pot într-un mod cât mai corect, cât mai curat, un domeniu extrem de greu și de necesar țării și nu numai. Dacă cineva ar fi avut vreodată, alții în afara noastră, aceste resurse formidabile de apă, le-ar fi cărat cu pumnul la plantă. Noi, din nefericire, de-a lungul vremii, am cărat în spate nu apa către plante, ci barosul, bonfire-ul. Să dărâmăm, să tăiem, să distrugem. Într-un moment în care conștiința națională era împrăștiată, n-avea resortul necesar pentru a-și regla într-o înțelegere deplină rostul de a face, de a construi, de a păstra pentru noi și pentru alții. Nu numai aici, din nefericire.